Crăciunul este o sărbătoare atât de frumoasă pe care o primim de la mic la mare. Sărbătoarea Crăciunului este îmbrăcată în tradiții atât de vechi și pline de semnificație. Cele care arată cea mai sublimă semnificație sunt colindele. Și colindele nu le-au descoperit oamenii, ci colindele le-au descoperit îngerii. Primul colind de la nașterea Domnului l-au cântat îngerii, păstorii auzindu-i pe îngeri, au început și ei să colinde. Și iată de atunci, de la nașterea din Betleem a pruncului Iisus, colindele nu încetează să răsune în casele noastre, în bisericile noastre și în sufletele noastre. Colindele au devenit acele creații simple, populare, care exprimă credința vie și atât de adâncă a noastră, a tuturor. Colinde au toate popoarele creștine, dar colindele românești parcă le întrec pe celelalte popoare, pentru că îl localizează pe cel ce s-a născut nu atât în Betleem, cât în fiecare parte a țării noastre. De aceea avem colinde specifice în Transilvania, în Banat, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, în Moldova. Toate aceste colinde sunt haina curată a sărbătorii, fără de care n-am simțit înnoirea tainei întrupării Fiului lui Dumnezeu. Pentru că istoric noi sărbătorim ani de la nașterea Domnului, dar duhovnicește noi sărbătorim nașterea Domnului ca și cum s-ar petrece acum, pentru că fiecare generație are privilegiul să guste această sărbătoare actualizând-o. Întrucât cel veșnic a intrat în timp și a sfințit timpul, iată, noi cu timpul ne pregătim să intrăm în veșnicie. Fiecare dintre noi la această sărbătoare trebuie să ne întoarcem la condiția de a fi copii ca să putem să primim taina sărbătorii. Să ne aducem aminte de copilăria noastră și mai ales mintea noastră să o adaptăm la copilăria noastră când eram nevinovați. De sărbători ne-am pregătit sufletul spovedindu-ne ca să ne și împărtășim, să primim aievea pe pruncul Iisus care se naște, nu doar în chip simbolic, ci și în chip real, în lăuntru nostru, ca să intre de plin în sufletul, în trupul și în viața noastră. Dragi români, sărbătoarea aceasta, care este o sărbătoare de familie, sărbătoarea nașterii pruncului Iisus, trebuie să ne aducă multă armonie, pace și bucurie. Fiecare familie trebuie să simtă că pruncul Iisus poposește și în casa sa. Trebuie să ne înfrățim mai mult, să lăsăm la o parte dezbinările, contrazicerile, supărările, necazurile. Sărbătoarea aduce lumina bucuriei. De aceea să se bucure și cel bogat și cel sărac, dar mai ales cel ce are de prisos, să nu se bucure fără să împartă și cu cel căruia îi lipsește. De aceea să mergem la cei din spitale, din azile, din orfelinate, la casele celor sărmani, să-i ajutăm ca să aducem sărbătoarea și în sufletele tuturor. Să trăim sărbătoarea cu bucuria că Hristos își înnoiește nașterea sa
în sufletele noastre și că luminează casa noastră și ne aduce tuturor ceea ce este mai sfânt, mai frumos și mai de folos pentru noi. Vă doresc tuturor un Crăciun în sănătate, în armonie, în pace și simțind fiorul sărbătorii, să rămânem cu toții în această armonie, dragoste și bucurie și nimic să nu ne umbrească bucuria Crăciunului și să lăsăm să împărățească Hristos în sufletele și în viața noastră a tuturor.